Capacitatea centrului de primire în regim de urgență a persoanelor defavorizate din cadrul Direcției de Asistență Socială Giurgiu este de 25 de locuri. Aici își găsesc liniștea în fiecare an, în special iarna, oamenii străzii, persoanele evacuate și cei ce nu se pot întreține și nu au nici susținător legal care să le asigure îngrijirea. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, peste 15 persoane au apelat la ajutorul instituției, în prezent doar 7 persoane sunt internate. În cadrul centrului, asistații sociali beneficiază de 3 mese pe zi, cazare, asistență și îngrijire, precum și de consiliere socială, juridică și psihologică. În cadrul centrului de primire în regim de urgență a persoanelor defavorizate sunt internate în prezent 7 persoane care beneficiază, pe lângă cazare, de hrană, 3 mese pe zi, de consiliere socială, juridică, psihologică, de asistență și îngrijire în general. Există pacienți care vin cam regulat în fiecare iarnă, dar și pacienți noi. Dacă timpul se va răutăți, sigur numărul acestor beneficiari va crește. Meteorologia anunță pentru perioada următoare o răcire accentuată a vremii cu temperaturi predominant negative. Acest lucru va duce practic la ocuparea celor 25 de locuri. Potrivit directorului adjunct al instituției, de acest regim nu vor beneficia însă persoanele care sunt sub influența băuturilor alcoolice și care suferă de boli psihice, chiar dacă se încadrează în această categorie.